Bine ați revenit nouobilisimo.ro, tableta este Asus ZenPad 7.0, versiunea Z370C, a fost anunțată la Computex și este o tabletă accesibilă de 7 inch, care are un spate interschimbabil. Până acum am văzut telefoane al căror spate se putea înlocui, e bine, această porțiune se poate schimba cu un cover special cu difuzoare și cu unul cu extra baterie. Produsul costă 679 de lei la eMAG și acesta nu este primul ZenPad pe care îl testăm în aceste zile. Am testat și tableta ZenPad S80 într-o recenzie recentă, iar acum avem modelul ZenPad 7.0 Z370C. Avem de-a face aici cu un model care aduce puțin cu Nexus 7 2013, tot produs de Asus, și el măsoară 8,7 mm în grosime, ceea ce înseamnă că are fix aceeași grosime ca și Nexus 7 2013 și cântărește 272 de grame, deci este cu 18 grame mai ușor decât ultima tabletă Nexus produsă de Asus. Când spunem că seamănă cu Nexus 7 al acela, mă referăm la designul din zona frontală. Avem muchii destul de groase ale ecranului și o carcasă fabricată din plastic cu o aderență destul de bună și se împarte în două zone ca și ZenPad S80. Avem această zonă care este un fel de piele dură, imitație de piele dură evident, și o zonă soft touch care merge sub acea zonă de piele și se continuă și pe aceste margini și are o aderență bună. Tableta este ușor de folosit chiar și cu o singură mână, astfel dacă vreți să faceți niște browsing sau e-reading, stă foarte comodă mână și nu o să vă doară mâna, eu știu, la o novelă sau la un roman. Pot să spun că tableta este mai degrabă orientată spre portrait și spatele său imită pielea, iar Asus declară că tableta a fost inspirată de lumea modei aparent. În zona frontală se află acest difuzor destul de generos, camera frontală și senzori, apoi această zonă cu logo plasată sub ecran. În spate se află camera principală și acesta este capacul înrăturabil, vă spun de pe acum, se scoate puțin cam greu. Are o serie de clipsuri aici. Ok. Sub acest capac se află slotul microSD, iar aici putem atașa, v-am spus, acele cover-uri speciale. Avem un Asus Audio Cover cu 6 difuzoare, inclusiv un subwoofer, ceva ce nu vedem în fiecare zi pe o tabletă, și un power case care ne aduce 14 ore de funcționare. În zona superioară se află jack-ul audio, iar în zona inferioară găsim portul microSB și microfonul. În stânga absolut nimic, în vreme ce în dreapta avem butoanele de volum și butonul power care au feedback bun. Această margine strălucitoare pe care o vedeți este, dacă nu mă înșel, fabricată tot din plastic, dar tableta este destul de solidă, vă spun din nou, inspirată din lumea modei și are câteva accesorii interesante. Este Zen Clutch, care este un fashion cover, și Zen Case, care vine în diferite variante colorate. Aș spune că designul este ok, având în vedere prețul accesibil. Nu este o tabletă foarte groasă și este și personalizabilă prin acele accesorii, deci este un design destul de reușit. Pe partea de hardware ne întâmplă un ecran de 7 inch IPS LCD cu iluminare LED și rezoluție de 1280x800 de pixeli. Procesorul terminalului este un quad-core 64-bit Intel Atom X3 C3200 tactat până la 900 de MHz, conform aplicației CPU-Z. Avem parte și de un GPU Mali 450 MP4. La bord se află și 2 GB de RAM, dar există și o variantă cu 1 GB, iar pe partea de stocare primim 8 sau 16 GB plus acel slot microSD de sub capac, care oferă până la 128 de GB extra. Avem parte și de stocare în cloud, adică 5 GB prin Asus Web Storage și încă 100 de GB prin Google Drive timp de 2 ani. La capitolul cameră, cameră de 0,3 megapixeli în față și cameră de 5 megapixeli în spate, iar pe partea de conectivitate, microSB, Wi-Fi BGN, Bluetooth 4.0, Miracast și GPS. Senzorii sunt următorii, avem un G-Sensor, avem o busolă digitală, senzor de luminozitate și hall sensor. Altă rotare, difuzorul frontal cu acustică specială despre care vorbim mai încolo și iată-ne ajungi și la baterie. Este o unitate litiu-polimer de 13W/h care ar trebui să ne ofere pe hârtie 8 ore de utilizare în regim de playback video 720p cu luminozitate la 100 de nits. Testul nostru, care înseamnă playback video HD cu Wi-Fi pornit și luminozitate la 200 lux, ne-a oferit 4 ore 32 de minute de funcționare, ceea ce este sub așteptări chiar și pentru o tabletă cu preț accesibil. Este aproape tableta cu cea mai scurtă durată de playback testată de noi vreodată,
Îl întrece, printre alții, pe Evolio Go Fan 3G, care oferă 4 ore 22 de minute și nu cred că a coborât vreo tabletă sub acel prag, ceea ce nu este prea bine pentru acest model. Suntem sub Chewy V8, care oferă 5 ore 58 de minute de playback, sub Nexus 7 2013, care oferea 7 ore, sub Asus Zenfone S80, care oferea 6 ore 50 de minute. La testul PC Mark al tabletei, cel care simulează utilizarea continuă, am atins 4 ore și 19 minute, ceea ce este rezonabil, să zicem. Depășim Evolio Go Fan 3G, care atinge 2 ore 34 de minute, și Chewy V8 cu 3 ore 29 de minute. Suntem sub Nokia N1, care atinge 7 ore în acest test, și sub Asus Zenpad S80, care atinge 4 ore 59 de minute. Deci, vedeți, bateria nu prea impresionează. În schimb, încărcarea este bunicică, 2 ore 16 minute, ceea ce spune că este ok. Se încărcă mai rapid decât Xiaomi Mi Pad, care are nevoie de 2 ore și jumătate, decât Chewy V8, care are nevoie de 2 ore 58 de minute, sau Zenpad S80, care are nevoie de 3 ore 24 de minute. De asemenea, se încarcă mai încet decât Evolio Go Fan 3G, care necesită doar 1 oră 40, 45 de minute pentru încărcare. În privința opțiunilor speciale de Power Saving, iată Power Management și Power Saver cu 3 opțiuni principale. Avem Ultra Saving Mode, care limitează performanța terminalului și datele din fundal, anumite aplicații nu se updatează cu acest mod activat. Avem și Optimized Mode, care echilibrează performanța și consumul, și Custom Mode, în care modificăm noi parametrii, pe cum procentul bateriei la care activăm Ultra Saving Mode, luminozitatea și dăm voie anumitor aplicații de instant messaging să funcționeze sau nu. Apoi avem și opțiunea Auto Start Manager, care e practic o listă de aplicații care au voie să pornească automat sau nu pentru a economisi extra baterie. Gata cu bateria, trecem acum la acustică. Dacă tableta Zenpad S avea două difuzoare frontale, aici avem unul singur, acesta, cu tehnologie DTS HD, și tableta oferă și surround la căști la 360 de grade, conform Asus, și tehnologie Sonic Master. Playerul muzical ne este familiar, am văzut modele Zenfone recent și Zenpad, deci suntem familiarizați cu interfața minimalistă, și cu opțiuni precum Sleep Timer, dar și zona de setări, care include această opțiune de egalizare oferită de Asus, acest este Audio Wizard, cu opțiuni pentru volum, bass și treble, îmbunătățirea dialogului pentru filme, un egalizator cu 5 canale de personalizare, și revenim aici, putem să alegem și egalizatorul stock din Android dacă dorim, plus extra opțiuni pentru streaming. Mai departe este momentul să și ascultăm niște melodii, dăm volumul la maxim și iată, și acum concluziile, avem un volum destul de ok, sunet clar, bas bun, notele înalte se aud și ele bine, sunetul este clar și toate notele se aud bine, și vocile se aud bine, melodiile cu voce, un sunet cald și fără distorsionare. Dacă activăm Audio Wizard, hai să vedem ce se întâmplă. Ați văzut diferența cu sau fără acest mod activat și cu diferitele subsetări, un mod foarte util și care duce din nou la acea zonă de personalizare a experienței prin acele canale ale egalizatorului. Chiar se simt acele modificări din aplicație și acum este momentul în care vedem cum stăm cu decibelii. Iată decibelmetrul nostru, ne-a arătat 84,4 decibeli în spate și în față 85,6 decibeli. Asta înseamnă că stăm foarte bine, depășim Asus Zenpad S80, care atinge doar 79,3 decibeli, dar și pe Xiaomi Mi Pad, care atinge 83,3 decibeli. Totuși suntem sub Nokia N1, care atinge 89,8 decibeli, Galaxy Tab A97 atinge 87,6 decibeli, dar per total la acustică chiar nu avem nimic de obiectat.
În ce privește acest display colorat pe care o vedeți aici, este un ecran de 7 inch IPS LCD cu iluminare LED, rezoluție de 1280x800 de pixeli, suport pentru multitouch cu 10 degete, protecție Gorilla Glass 1, și un strat special anti-amprente aplicat, plus laminare completă și tehnologie True to Life, care aparent împrumută niște elemente de la televizoare și tehnologia lor. Ni se promite un unghi de vizualizare de 178 de grade și Blue Light Filter, care ne protejează ochii. Playerul video este galeria, nu avem un player dedicat și acesta nu are opțiuni speciale. Cam așa arată playback-ul. Culorile sunt vii, chiar supra-saturate. Imagine clară, nu este un ecran foarte luminos, unghiile de vizualizare sunt destul de largi și contrastul nu este prea bun, deci o să avem ceva probleme cu lizibilitatea în bătaia soarelui. Hai să vedem cum arată și pixelii. Iată pixelii la microscop, sunt de tip RGB Stripe, iar apoi vine testul cu luxmetrul, la care am atins o valoare destul de scăzută, 274 de unități lux, ceea ce nu impresionează, dar măcar l-am depășit pe Asus ZenPad S80, care atinge 257 lux, pe LG G-Pad 8.3, care atingea 260 lux, și pe Chewy V8, care atingea 153 de lux. Suntem sub Xiaomi Mi Pad, care atinge 310 lux, Nokia N1 355 lux și Nexus 7 2013 cu 500 de unități lux. Deci luminozitatea nu impresionează aici. Avem și câteva setări dedicate pentru acest display, precum luminozitate, stilul fontului, mărimea fontului, apoi wallpaper, sleep, daydream și modalitățile de funcționare ale ecranului. Putem regla temperatura culorii. Avem și modul de funcționare al ecranului, Balance, Blue Light Filter pentru protejarea ochilor, Vivid, care oferă o culoare mult mai vie, și Customized, în care reglăm nuanța și saturarea cu aceste slidere, în cazul în care nu ne mulțumește opțiunea Stock. Cam atât despre ecran, aș spune că se vede destul de ok la jocuri și la consumul de clipuri video, doar că putea fi un pic mai luminos sau măcar să aibă contrastul mai bun. Pentru preț aș spune că este totuși rezonabil. În ce privește camera, o unitate de 0.3 megapixel pentru selfie și o unitate de 5 megapixel în spate, cu tehnologie Pixel Master, evident nu avem așteptări prea mari, este o tabletă la urma urmei, una accesibilă, iar camera din spate are deschidere f2.0. Camera nu se deschide prea rapid, după cum puteți vedea. Interfața este tipică pentru un terminal din gama Zen de la Asus. Ca orice Zenfone și ZenPad, opțiunile sunt aliniate cam la fel. Nu avem un frame rate prea strălucit în aplicație. Opțiunile sunt cele standard, balanță de alb, ISO, care merge până la 800, expunere, optimizare, rezoluție, 5 megapixel în 4x3, 4 megapixel în 16x9, apoi anti-shake, calitatea imaginii fine sau standard, captură în rafală, modalități de focalizare, smart, continuous sau infinity, iar la capitolul video putem filma maxim HD, stabilizare evident digitală și alte câteva opțiuni, precum sunetul camerei sau anti-flicker, opțiuni de bază. Modurile de captură sunt auto, HDR, beautification, night, depth of field, effect, selfie, GIF, panorama, miniature, smart remove, all smiles, slow motion și time-lapse, moduri pe care le știm deja și de pe alte terminale. Ok, avem parte de focalizare touch aici, nu este chiar cea mai rapidă din lume. Și hai să și încercăm o fotografie, care s-a făcut destul de lent. Rezultatul arată astfel, vedeți, deja este puțin blurat, dar hai să vedem și alte câteva capturi. Din nou, de la o tabletă nu avem mari pretenții, mai ales de la una cu preț accesibil, dar hai să vedem oricum o serie de capturi realizate la interior. Nivelul de detaliu este suficient doar pentru a posta fotografiile în grabă pe Facebook sau Twitter, dacă vreți. În mare, fotografiile sunt destul de gălbui, dar culorile arată bine. Cum nu este lumină suficientă, cum apare și puțin grain, dar din nou, dacă faceți poze doar pentru Facebook, veți fi mulțumit de calitatea acestora, sau dacă este o zi foarte însorită afară, o să fiți fericiți. Rețineți, durează destul de mult până se realizeze fotografia, deci nu avem o cameră prea rapidă. În schimb, dacă vă decideți să faceți niște editare, avem atât opțiuni legate de fețele celor fotografiați, precum ochi mai mari, blush, obraji mai subțiri, cât și aceste opțiuni de personalizare, cu tot felul de filtre, rame, crop
și modificarea saturării, negativ, posterize și altele. Gata cu camera, trecem la performanță și începem cu temperatura. Ne-am jucat jocul Riptide GP2 pe acest terminal, 15 minute și temperatura a crescut până la o valoare de 43 de grade Celsius, ce înseamnă că se încălzește, dar nu se supra-încălzește. Tableta devine un pic mai caldă, dar nu deranjează degetele utilizatorului și nu pune în pericol funcționarea. Web browserul, e bine, iată-l aici. Și hai să intrăm pe site-ul Mobilissimo. O să observați o serie de trending searches cu ce este de actualitate. Nu este un browser chiar foarte rapid, ba chiar este un pic lent. Și abia acum am încărcat site-ul. Iată tastatura virtuală cu rând numeric special și suport pentru swipe. Ea este comodă, dar din nou browserul nu este foarte rapid, ceea ce o să se reflecte și în benchmark-urile dedicate. Apropo de benchmark-uri, am comparat această tabletă cu LG G-Pad 8.3, Nexus 7 2013 și AllView Viva H7S. Este o bătălie într-un procesor Intel Atom X3 plus 2 GB de RAM, un Snapdragon 600 plus 2 GB de RAM, un Snapdragon S4 Pro plus 2 GB de RAM și un MediaTek MT8382 plus 1 GB de RAM. Începem cu Quadrant, în care avem un scor de 7328, LG G-Pad 8.3 avea 12047, Nexus 7 2013 4758, iar AllView Viva H7S 5553. Vine rândul lui AnTuTu cu un scor de 20903 puncte, LG G-Pad 8.3 avea 21816, Nexus 7 2013 avea 20056, iar AllView Viva H7S 15273. În Nenamark avem 59,3 FPS cu 0.1 FPS peste LG G-Pad 8.3, de asemenea depășim Nexus 7 2013 cam cu 1 FPS și AllView Viva H7S atinge doar 43,7 FPS. Apoi vine rândul lui Velamo în testul HTML5, v-am spus, browserul nu stă prea bine, atinge doar 1221 de puncte sau Chrome atinge 1293 de puncte. LG G-Pad, în schimb, avea 2505, iar Nexus 7 din 2013 avea 1593. AllView Viva H7S 1691 de puncte, iar acum este rândul lui 3DMark, în care avem un scor maxim de 5604 puncte, LG G-Pad 8.3 avea 9456, Nexus 7 2013 7185, iar AllView Viva H7S 2782 de puncte. În Geekbench 3 avem 352 de puncte în testul single core, 1017 în cel multicore, iar LG G-Pad 8.3 avea 544 cu 1571, Nexus 7 2013 575 cu 1753 și tableta AllView 345 cu 1063, deci ne-a depășit acel model, fie că vă vine să credeți sau nu. Testul GFX nu a funcționat aici, cel care ne interesează, T-Rex off-screen, deci trecem mai departe la testul de viteză, în care am atins 21 MB pe secundă la download, 19 la upload, în vreme ce AllView Viva H7S are 22:17, iar valorile celorlalte modele nu le avem. În browser mark, din nou browserul cu scor mic, 786, LG G-Pad 2679, Nexus 7 2095, AllView Viva H7S 667 puncte. Mai departe, Sun Spider, unde scorurile mai mici sunt mai bune, noi avem din păcate un scor mare, 2250 de puncte, LG G-Pad 8.3 avea 1000 de puncte, iar tableta AllView 1282 de puncte. Ultimul test este Basemark X cu 8805 puncte, în vreme ce LG G-Pad 8.3 avea 9000, iar Nexus 7 2013 8300 de puncte. Per total, benchmark-urile aș spune că sunt destul de slabe pentru procesorul Intel Atom X3. Câștigăm 2 din 11 teste, deși aceste modele nu sunt chiar puternice, cele care am comparat terminalul de față. Dacă ar fi doar atât, ar fi bine. Aș vrea să vă spun că este o experiență fluidă, dar din păcate nu este așa. La această recenzie, tableta arată se comportă ok, dar uneori, când apăsăm butonul Power, nu mai răspunde la fel de bine la comenzi, acum a răspuns. Sunt și instanțe în care ecranul rămâne blocat în landscape, rămâne blocat orice aș face și doar o resetare sau două rezolvă problema, rămâne blocat și la un ecran negru, rămâne blocat și în lock screen, aplicația galerie mi s-a blocat de 2-3 ori, dar cea mai mare problemă ar fi acea neieșire din standby chiar la apăsarea butonului power, care mi s-a întâmplat de 3, 4, poate chiar 5 ori. Deci tableta este un pic buggy, suferă și de lag și
În schimb, jocurile rulează totuși destul de rezonabil. Am jucat Ski Safari 2, a mers fără probleme. Am jucat Riptide GP 2, a mers și el fără probleme. Sunt sigur că puteți rula destul de lejer și un, eu știu, FIFA sau un Asphalt pe acest terminal. Apa arată ok, iluminarea este și ea bună, efectele vizuale sunt destul de arătoase, iată și reflexia solară, răspunde bine la comenzi tableta și hai să vedem cum arată stropii de apă, care au apărut și pe ecran. Ok, deci la gaming stăm bine, dar v-am spus, din când în când mai apare și un pic de lag, ceea ce nu este chiar ok, plus acele bug-uri menționate anterior. A venit și momentul în care discutăm despre aspectul software. Și mă refer aici la OS și UI. Iată, rulăm Android 5.0.2 Lollipop cu interfața Zen UI aplicată peste. Dacă ați văzut recenzia tabletei Asus Zenpad S80, avem de spus fix aceleași lucruri, adică avem de-a face cu o interfață plată, minimalistă, colorată, cu influențe de material design și foarte multe opțiuni și setări. Printre altele, avem niște widget-uri destul de arătoase. Avem acest widget pentru boosting, acesta pentru super notes și acesta pentru do it later, iar astfel putem personaliza experiența ținând apăsat pe ecran. Avem aplicații și widget-uri, iată widget-urile arătoase despre care vorbeam. Apoi avem la dispoziție posibilitatea de a edita homescreen-urile în acest mod. Iată și wallpaper-urile pentru homescreen sau lock screen, pachete de iconuri, din nou personalizabile sau descărcăm unele din magazin, efecte de scroll pentru homescreen-uri și fonturile pentru launcher, putem schimba mărimea, tipul iconului sau fontul. Apoi avem preferences, unde avem foarte multe opțiuni de personalizare, layout-ul cu un layer sau două, putem să scăpăm de app drawer, spre exemplu. Mai departe, tot aici avem wallpaper scrollabil, bara status transparentă cu transparență reglabilă, gesturi, pachete de iconuri, tipurile de folder și în cele din urmă avem setele de sistem și zona more, unde avem feedback pentru dezvoltatori. Am ajuns și la multitasking, care se realizează prin obișnuitul carusel, cu swipe lateral pentru a închide aplicațiile și opțiunea screen pinning, care ne permite să fixăm o aplicație pe ecran și să o lăsăm așa, plus posibilitatea de a închide toate aplicațiile care rulau în fundal. Zona drop-down, iată, ne arată notificări și ne mai arată și aceste quick settings sub formă de mari bule colorate cu o nuanță plată, ca să zic așa. Aici avem boost, calculator, auto-start manager, evident lista este complet personalizabilă. În zona de setări, o să găsim opțiunea de conectivitate și Zen Motion, care ne permite să facem o serie de gesturi, precum dublu tap pentru a activa sau bloca ecranul, desenăm un W pentru a porni browserul pe lock screen și diferite alte gesturi, precum utilizarea unei aplicații și un shake în ea pentru a face un screenshot. Alte opțiuni sunt cele Do Not Disturb, cu excepții, cele legate de accesoriile Asus Cover. Apoi avem stocare, aplicații, baterie și Asus Customize Settings, spre exemplu, ține apăsat butonul Recent, facem un screenshot, alegem formatul și alte câteva opțiuni. Setări legate de localizare, iată și Easy Mode pentru, să zicem, copii sau bătrâni sau cei care folosesc o tabletă prima oară. Lock screen, securitate. Ok, accesibilitate. Și Zen UI Instant Update, acolo unde facem update-uri pentru aplicațiile asociate lui Zen UI. Și dacă tot zic de aplicații, este momentul să aruncăm o privire asupra aplicațiilor preinstalate. Avem foarte mult bloater pe acest device, ca și pe Zenpad S80, cu mențiunea că la fiecare aplicație instalată, ea va fi băgată automat într-un folder, de obicei se potrivește bine, jocurile au fost puse automat aici, aplicațiile de comunicare puse aici, cele Google aici, deci le potrivește bine tableta. Și acum să înceapă listarea. Avem Clean Master, Amazon, Kindle, jocuri gratuite, TripAdvisor, Contacts, Email și Omelette Chat, suita Google, adică Google, Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Drive, Play Music, Hangouts, Photos, Google Plus și Slides, iar Maps arată astfel. Un pic de lag, dar în cele din urmă începe să funcționeze rezonabil. Mai departe, fotografie, camera, gallery și fotocolaj, apoi productivitate cu browser, calculator, calendar, do it later, web storage, sheets și docs.
Do It Later este foarte simplu, este un fel de listă de task-uri care este creată imediat, nu sunt task-uri de făcut peste câteva zile, se sincronizează cu cloud-ul și putem să adăugăm aici diferite sarcini direct din aplicații. Avem opțiune Do It Later în browser, în mail, în calendar, în apeluri, în mesaje și în alte lucruri de acest gen. Evident, nu apeluri aici pentru că nu avem funcție de telefonie, dar ați prins ideea. Tools, aici găsim cele mai multe aplicații, avem Asus Support, Audio Wizard, AutoStart Manager, Backup, Clock, File Manager, Mirror, Power Saver, Quick Memo, dacă vreți să o luați o notiță rapid, este aplicația ideală, apoi Sound Recorder, Splendid și Supernote, care a devenit un rival foarte serios pentru Samsung S Note, am mai spus asta și în precedentele recenzii, putem să creăm notițe, tot felul de proiecte pentru școală și avem o grămadă de penițe, vârfuri și posibilitatea de a desena, mâzgăli, scrie de mână sau lua diferite notițe, desena, adăuga stampuri, forme, audio, video și tot felul de clip arturi la notița noastră multimedia. Ok, lista continuă cu System Update, Data Transfer, Downloads, Google Settings, Play Store, Settings, Voice Search, apoi avem Kids Mode, Mini Movie, care vă permite să faceți o editare subțintă a clipurilor video, Music, mai sus, vremea, care arată binișor, ca aplicație, nu ca temperaturi, în această perioadă, Zen Circle, Zinio, Street View și jocurile pe care le-am instalat noi și cam atât, din nou, destul de mult bloatware pe tabletă. A venit și momentul verdictului, tableta se numește Asus ZenPad 7.0, este un terminal cu preț accesibil, iar primul aspect pro este evident prețul scăzut, designul destul de ok, faptul că putem atașa acele cover-uri speciale cu extra difuzoare, cu un subwoofer, din cât am înțeles, plus baterie de până la 14 ore, difuzorul ar spune că este destul de bun, acesta din față, camera este rezonabilă pentru preț, și faptul că jocurile rulează ok este încă un plus și ecranul ar fi ok dacă nu ar fi problema cu luminozitatea. La aspectele contra intră acele bug-uri și lag despre care am vorbit mai devreme, bateria are o durată de funcționare scăzută chiar și la acest preț, apoi luminozitatea evident putea fi mai ridicată, benchmark-urile cam scăzute pentru procesor Intel Atom X3, apoi tableta se încălzește puțin la rularea de jocuri, dar nu se supraîncălzește din fericire și bloatware-ul ca ultim aspect negativ. Tableta primește pentru designul său un 8,7 din 10, primește un 8,5 pentru hardware, pentru că bateria trebuie penalizată serios, iar pentru OS și UI un 7,5 din 10, aici trebuie să scădem pentru că are bug-uri și lag și bloatware, deci cumva trebuie să simte acest aspect, plus un 10 pentru preț. Nota finală pentru ZenPad 7.0 este de 8,67 din 10. Tableta arată rezonabil. Este prima tabletă care putem atașa accesorii cu un spate înlăturabil pe care o testăm noi. Apoi există multe pachete din câte am văzut la anumiți retailer, adică tabletă plus accesoriu. E de cumpărat mai degrabă în acel mod decât de sine sărătoare. Poate că, dacă venea la pachet cu un cover special audio sau acela cu baterie, poate fi printr-o notă mai mare. În principiu 8,67 din 10 la mobilisimo.ro. E o tabletă bună pentru casual gameri și cei care vor un pic de productivitate de dimers, dar nu vor să spargă pușculița pentru o tabletă scumpă și vor neapărat și un device foarte portabil și ușor de ținut cu o singură mână. Ok, nota 8,67 din 10 la mobilisimo.ro pentru Asus ZenPad 7.0. La revedere!